Și domne, aici bătălie la oat. Doamne, deci au un al doilea cuibar, chiar și al treilea și ele. Tot pe treaba aia au probleme. Coco, tu ce faci, mamă? Le păzești? Bravo, bravo. Ești un bărbat adevărat. Măi, eu nu v-am arătat lămâiul ăsta de la găini. Uitați-vă la el. E în plină floare și are și fructe, măi. Avem și lămâițe aici. Cred că un kil așa avem pe aici. Și acum am florit din nou. Ceea ce e ideal și minunat. Pare că anul ăsta o să avem și producție bună de struguraș. Asta e o vie, se cheamă ea tâța vacii, cred că. Albă, lămâioasă, așa, gustoasă, savuroasă. Și văd producție bună anul ăsta la ea. Și e sănătoasă, ceea ce contează cel mai mult. Bună, bună dimineața și cu fața. Uitați-vă ce minunată sunt. Am făcut... M-am spălat, de fapt, aseară pe păr și îmi stă părul ca la leu, așa, vâlvoi. Vâlvoi, taică, vâlvoi. Mă duc să constat aici nucul, că m-ați întrebat nucul tău când înflorește, băi. Habar nu am, că ar fi trebuit să fie înflorit. Uite, iese, măi, uite, e înflorit. Vedeți? Pe partea asta, sus, nu mai ajung să văd, dar, a, uite, are lăsărei înfloriți. Deci, nucul meu e înflorit momentan. Nucile le facem mai în toamnă, așa, prin octombrie, noiembrie sunt de adunat. Colosalul meu, așa face el, acum eu știu, depinde și de soi. Că unii înfloresc mai devreme, fac nucile mai devreme, al meu e mai târziu, așa. Dați merele, tot cresc, voioase și frumoase. Acolo vecinul în boscheți are o tufă așa mare și frumoasă de trandafir. Doamne, minunat, e un roșu așa închis. Superbisiu, numai că na, nu îl îngrijește. Nu v-am arătat niciodată, dar noi avem și loc unde facem raniță. Adică bălegar, pământ, resturi de tot ce înseamnă cartofi și așa mai departe, ce nu mănâncă găinile, murdăria de la găini, gâneații, tot aducem aici. Aruncăm și var câteodată ca să fie totul cât mai ok. Și lăsăm să se macine, să se putrezească tot ca să se facă mranița. Așa stă situația. Mranița o folosim fie în grădină, fie la când punem ghivece cu răsaduri. E foarte, foarte bună. Și aici tămbălău și nebunie, aici păstrăm noi tot ce înseamnă lădițe, ghivece și așa mai departe, la umbra smochinului. Mai se întâmplă și de-astea să ai nebuneală în curte. Gata și mâncărica de astăzi, salată orientală, rapid și foarte bun, că doar ne place. M-ați întrebat despre Mister Puiuț. Momentan nu avem de unde să-i cumpărăm frățiori și nici nu suntem pe punctul de a avea mulți puiuți și să avem grijă de ei, pentru că avem noi destul cu renovarea noastră și cu toate nebunile pe care le avem momentan. Așa că ăsta e unul singur, are grijă Alexuța de el când e acasă, când nu îi dau eu de mâncare. Mai că s-a făcut ușor dependent de noi. Cum ne vede prin casă, trebuie să stai cu el, să-l liniștește doar dacă îl ții așa. Deci este un mare șmecher, puișorul. Da, despre tine este vorba. Momentan nu avem de unde să cumpărăm, frățior. Că ne-am gândit să-i cumpărăm și lui, să nu fie singur. Dar nu găsim așa micuț, să mai crească puțin el și poate găsim după aia. Dar așa mici e foarte greu să ai grijă de ei. Îl avem pe ăsta și piuie toată ziua, ia uite-l ce mă pigoale. Băi frumosule, hai vină aici, hai, bagă-te la somn. Dacă îi pui mâna așa, adorme imediat. Ia uite. N-ai treabă cu el, îl ținem aici într-o cutie în casă. Și dăm să mănânce, să bea. Și să vă zic despre asta. Uite-te cum stă la soare, fără pic de rușine. Și am pus salcie în butoaiele alea. Nu se vede prea bine. Doamne, uitați-l pe Figaro unde doarme. Deci uitați-vă la el unde doarme. Uite-l. Fii atent. Am pus, vă ziceam, salcie și am pus butoaie așa, ca să nu fie mâncată de nebunele astea de rățuște.
și el doarme acolo pentru că pe acolo este un șobolan ca să mănânce porumbul la rațe. Practic șobolanul ăla de la rațe e un fel de animalul nostru din curte, căci când ne vede că trecem pe aici, n-are nicio gară. El este așa câte un bobuleț de porumb, intră înapoi la locul lui, n-a avut nicio treabă cu pui de rață, cu bobocei, deci totul bine și frumos. Numai că, na, figarul își face și el treaba de pisică, stă și își duce veacul acolo, poate prinde ceva. Am venit să iau ceva din grădină și mă întorc repede, repejor. În zona asta de aici, unde a săpat Ștefan o parcelă așa de pământ la început de livadă, am pus el pepeni, niște ardei iute, o aloie care o folosim, scuzați, când ne mai ciupesc în țari una alta sau pentru bubițe, cicatrizează foarte bine. Vreau să vă arăt salcia. Uite, asta de aici e salcia adusă din România. Da, bineînțeles. Dar ce poți să faci ceva în viață fără el? Vă ziceam. Și e cea mai mare dintre toate. Bine, ălea două de la rațe nu vi le-am arătat că-s băgate în butoi. Dar ca dimensiune e ca asta. Și uitați-vă câte rămurele i-a dat. Și ce frumoasă poate să fie. Și alintatul ăsta. Ce să-i faci, mă? Că... El e un alintat și jumătate, singurul care mai stă pe acasă, el și cu nieve. Ceilalți motani, nimic. Și nu v-am arătat la ardei iute, că avem și ardei iute. Acul ăsta de dedesubt de smochin tot înflorește în fiecare zi. Și apropo de dude, că nu mi-ați spus că nu v-am spus că am dude. La mine duzii cresc ca și bălările, în prostie și ca nebunii. Deci ăsta e un dud de anul ăsta. Uitați-vă ce mare a crescut. Trebuie să vin cu un castronel să adun căpșunelele, că iară este full aici de căpșunele roșii. Apropo, cine știe rețetă de compot de căpșuni, să-mi spună că nu am făcut niciodată și tare mă bate gândul să gust, să văd cum e. Am văzut la un moment dat pe cineva pe internet că făcea compot de căpșunele și sunt curioasă să văd ce gust are. Că de gem încă nu sunt chiar atât de productive, dar să fac câteva borcane de compot, merge. Deci dacă ați făcut compot de căpșunele, îmi spuneți și mie cum vi se pare la gust și bineînțeles rețeta, că ne interesează și pe noi. Sincer vă spun, apropo baby doarme, sincer vă spun că eu am uitat cum e să strâng jucăriile, pentru că Alexa deja era mare și le strângea singure. Dar baby are o săptămână de când răvășește tot. Intră în sacurile de jucările, scoatele, lasă aruncate. Bilele astea are o problemă cu baterie, iară n-am. Pur și simplu ia cutia și și-o toarnă în cap. Sau le ia și le aruncă pe tot holul, încolo. Le aruncă în țarc, le aruncă pe aici prin sufragerie. Deci, în comisiune în plus, pe lângă cele pe care le am eu, este să adun jucările și asta o să țină câtva timp până înțelege el că trebuie să strângem împreună. Așa am făcut și cu Alexa. Alexa și le-a adunat singură după ce se juca sau la sfârșitul zilei. Dar, baby, vă dați seama că un an jumate, doi, până înțelege cum stă treaba cu jucările, o să trească să tot strâng eu. Mașinuțe, biluțe, uite, biberoane peste tot, că apropo, biberoane nu prea folosim, dar îi mai dau apă ca să aibă la îndemână de când s-a încălzit afară. Îi las biberoane așa cu apă, că uite, am aici unul jos și am și cănița lui pe aici, pe pervazul geamului. Îi le las unul cel puțin să-l aibă la îndemână, să-l apuce el când îi e sete să bea, nu stau eu după el toată ziua, mai uită, mai nu știu ce, așa când e sete, găsește câte un biberon la îndemână și bea apiță. Așa că, da, avem treabă și cu biberoanele mai nou. Deci, prin urmare, dragilor, dat fiind că s-a culcat baby, mă pun să mănânc și eu, lui am dat să mănânce. Și ne auzim și mâine, dacă așa vrea bunuțul, să aveți o după-amiază minunată în continuare. V-am pupat!